În 1638, voievodul Moldovei Vasile Lupu poruncește ridicarea la Iași a unei noi mănăstiri, purtând hramul celor trei ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Bogoslovu și Ioan Gură de Aur. Biserica a fost îmbrăcată de la turle până la soclu cu benzi sculptate în piatră, aurită și pictată cu albastru de lapislazuli, cu aspectul unei dantele fin brodate. Decorația fațadelor impresiona prin bogăție, după cum aflăm din impresiile unui călător străin. Nu se afla nicăieri în țara Moldovei, nici în Valahia și nici la Cazaci, o biserică asemenea acesteia, nici ca dăltuire în piatră, nici ca frumusețe, pentru că aceasta uimește pe oricine intră înăuntru. Dumnezeu să o ocrotească în vecii vecilor! În timp ce se construia biserica, voievodul a comandat o serie de văluri și accesorii de costum bisericesc brodate, pe care le-a dăruit cu prilejul sfințirii ei la 16 mai 1639. La Muzeul Național de Artă al României se păstrează în mod excepțional o mare parte din ansamblul acestor broderii, care ilustrează gusturile marcate de fast și opulență ale familiei domnitoare. Epitaful cu tema plângerii, vălurile de tâmplă care se așezau în dreptul ușilor diaconești și poalele de icoană, se remarcă printr-un decorativism lipsit de precedent. Catifeaua ia locul mătăsii ca suport pentru broderia realizată aproape exclusiv cu fir de argint și argint aurit. Scenele și personajele sunt reprezentate pe un fundal de catifea vișinie și sunt încadrate de chenare bogat ornamentate cu flori și vrejuri vegetale, ce strălucesc pe o catifea de culoare verde măslinie. Flori de crin, garoafe, frunze mai mult sau mai puțin stilizate, creează o rețea de motive desenate după țesăturile orientale ale epocii sau inovate fantezist. Acest repertoriu de motive, reunind influențe balcanice și islamice, se încadrează în stilul numit baroc ortodox post-bizantin și atestă legăturile societății moldovenești cu lumea orientală și cu cea a renașterii și a barocului european. Pe de altă parte, el poate să fie avut și fundamente societale și aici ne referim la moda grădinilor paradisiace, adoptată de curtea princiară de la Iași, care abunda în arbori exotici, precum lămâi, portocali sau rodii. Pe lângă văluri, alte câteva piese de costum liturgic au fost dăruite trei ierarhilor de către Vasile Lupu și doamna Tudosca, prima sa soție. Având o compoziție ce reflectă ultimele zvâcniri ale stilului de tradiție bizantină în broderie, una dintre acestea, un orar, a fost cel mai probabil realizată într-un atelier coordonat chiar de soția domnului. Doamna Tudosca a contribuit în mod exemplar și la realizarea celor două portrete destinate posterității, al ei și al fiului său Ioan, care pot fi admirate în muzeul mănăstirii din centrul Iașului.